Eu mai am ceva interesant pentru tine. E la tema coafurilor. Stiliștii nu se mai plictisesc de cosițe și continuă să dezvolte această temă în practica lor. Mai nou am aflat de împletituri franțuzești. Se fac la un salon de coafură din Chișinău. Ca să ți le prezentăm în cel mai atractiv mod, am dus la salon două modele, ambele cu păr lung și bogat. Este vorba de tânăra interpretă Tatiana Spânu și fiica Victoriei Lungo, Valeria. Cosițele mereu oferă mai multă feminitate oricărei doamne sau domnișoare și în acest sezon ele din nou sunt în modă. În cazul dat am făcut o cosiță franceză, mai ușoară, mai ajurată, care poate fi purtată atât în cursul zilei, cât poate fi privită și ca o coafură de seară, în cazul în care șuvițele sunt buclate. Specific este că se privește foarte, foarte ușor, se potrivește și tinerilor domnișoare și doamnelor mai în vârstă. Se poate de lăsat așa cu doar o simplă împletitură și cu părul drept, se poate de o ajurat și de rotit șuvițele care cad din gâta aceasta care merge pe centru. Косички – такое дело, они могут быть вообще абсолютно индивидуальны, потому что вы видели, я плела косу, и ее можно распускать более пышно или более ажурно, да, то есть это можно сделать индивидуально, как вам больше нравится. То есть если вы любите такую пышную больше косу, распустите побольше вот эти вот петельки, которые были в косе. Если любите ажурную, потяните там отдельно. Я использовала две косы боковые просто, заплела. Одну прядь я брала с хвоста. Хвост поделила пополам. И для одной косы я взяла пол хвоста, и для другой косы с разных боков взяла по пол хвоста. Заплела это все вокруг контура вот головы аккуратненько и оставила свободный хвостик косы. Потом свободный хвостик можно собрать вообще абсолютно в любом направлении. Девушке для ее формы лица шикарно подходит поднятые волосы, она сразу такая более элегантная становится. В тренде в этом году вообще был сумасшедший, пользовался спросом, рыжий цвет, а на рыжем цвете еще и косички, это просто бесподобно. Două împletituri diferite, ceea ce prima este mult mai elegantă, faza cu părul desprins chiar foarte mult îmi place, pentru că nu se văd urechile, dar acum mi-am dat seama că nu am urechi atât de mari, chiar când mi-am prins părul. Și îmi plac ambele la fel, dar că a doua, asta care o am acum, este mai sofisticată și mai grea. Îmi plac foarte mult împletiturile, doar că nu are cine să mi le facă. Am făcut cele mai simple două cosițe, destul de largi, pe care am încercat să le prind în spate, în forma unui trandafiraș, așa ceva, o floricică. Și tot împreună arată deja destul de drăguț. Foarte mult, de fapt, înainte foloseam mai des gen de coafuri cosițe și acum îmi reamintesc de acea perioadă, este ceva frumos. Chiar țin minte că când eram studentă, foloseam foarte des, chiar aveam preferata mea, părul era pe spate și făceam o împletitură pe o parte, era
ajunge, ci plătitura de firma mea, cum s-ar spune, pentru că făcea foarte mult și eram recunoscută anume eu foloseam și purtam mai des așa coafuri. Acum am făcut o plictitură în 5, care mi se pare destul de romantică și cu un aer așa mai rustic. Plictitura aceasta mi-aduce aminte și de coșurile care erau la bunica când eram micuț. Eu am făcut-o doar în partea de jos, deoarece părul e lung și de posibilitatea să ne jucăm așa cum dorim. Iar în cazul când părul e mai scurt, putem să începem chiar din partea de sus și aici jos o prindem cu un elastic. Îmi place foarte mult și floricica se combină cu pantofiorii mei și cred că și cu bluzița și așa, de fapt, totul este perfect.